Dragii mei telespectatori, mă cunoașteți de peste 20 de ani. Sunt Cristian Dan Diaconescu și fac parte din familia dumneavoastră, așa cum dumneavoastră faceți parte din familia mea. M-ați văzut la televizor aproape în fiecare seară. Acum mă vedeți candidând pentru prima oară la președinția României. Este pentru prima oară când aveți și dumneavoastră un candidat, un candidat plecat de la talpa poporului, un candidat care nu uită niciodată de unde a plecat. Acum mulți ani, înainte de 89, eu împingeam o roabă chiar aici, în acest loc, unde filmez acum, ca să mă vedeți și să mă auziți dumneavoastră. Nimeni atunci nu-mi dădea nicio șansă, eu aveam visele mele, așa cum aveți și dumneavoastră. Ei bine, mai devreme sau mai târziu, eu mi-am împlinit acel vis, adică am reușit chiar să și cumpăr acest loc, care între timp fusese devastat de către ciocoi, tot fierul vechi fusese furat de aici. Ei bine, între timp, eu am reușit aici să-mi fac propriul studio al meu de televiziune, celebrul studio OTV. Cam asta doresc și pentru fiecare dintre dumneavoastră, dorința, visul pe care dumneavoastră îl aveți, să vi-l și împliniți mai devreme sau mai târziu. Ori cred că momentul cel mai bun ca să vă împliniți visele și dorințele ar fi momentul din noiembrie 2014, adică acum, peste câteva zile, pe 2 noiembrie, duminică, eu vă rog să ieșiți la vot și să puneți ștampila exact pe poziția a treia, adică exact acolo unde este un dreptunghi, unde veți putea citi numele meu, Cristian Dan Diaconescu, și deasupra Partidul Poporului Dan Diaconescu. Și veți găsi și acest semn, acest like de pe Facebook, un semn pe care toți tinerii îl cunosc, dar deopotrivă și dumneavoastră, celelalte categorii de vârstă, probabil l-ați învățat de la tinerii dumneavoastră. Ați văzut-o zilele trecute pe fata mea într-un studio de televiziune. Eu i-am cunoscut pe copiii dumneavoastră în ultimii ani, atunci când am mers din sat în sat, din comună în comună sau din oraș în oraș. Eu aș vrea ca și copiii dumneavoastră să aibă un destin foarte, foarte fericit și dumneavoastră să aveți cu ce să-i întrețineți, să aveți să le dați alocații mai mari cu care să-i creșteți, cu care să-i duceți la școală. Și aș vrea ca într-un final copiii dumneavoastră, care știu că sunt și mai frumoși și mai deștepți decât copilul meu, să aibă studii superioare, să aibă locuri de muncă și să fie fericiți și să nu mai plece niciodată din țară. Iar apoi copiii care v-au plecat deja sau rudele care vă sunt deja la muncă în străinătate, știți bine că eu aș vrea ca ele să se întoarcă acasă. Ori așa cum eu mi-am împlinit visul împreună cu dumneavoastră, așa cred că și acum dumneavoastră va trebui să vă împliniți visul împreună cu mine. Ori eu sunt singur între cei 14 candidați care am plecat de jos, de lângă dumneavoastră, și aș vrea tot cu dumneavoastră împreună să conducem țara. Mai ales împreună cu dumneavoastră, agricultorii, pentru care eu am soluții extraordinare de salvare a vieții dumneavoastră, mai ales cu dumneavoastră, profesorii, învățătorii, doctorii, asistenții medicali, cu toți împreună putem face ceea ce eu numesc revoluția votului. Cu alte cuvinte, adio Băsescu, vine Dan Diaconescu.